Peste 330 de persoane s-au prezentat la unitatea de primire urgenței a Spitalului Județean în weekendul ce tocmai s-a încheiat. În weekendul ce tocmai a trecut, 325 de persoane au fost tratate de medicii de la unitatea de primire urgenței a Spitalului Județean de Urgență Zalău. Dintre aceștia, 76 dintre cazuri au necesitat internarea, cel puțin asta -a susțin reprezentanții celei mai mari unități spitalicești din județ. Potrivit unui comunicat de presă, 84 dintre pacienții ajunși la UPU au solicitat sprijin medical în urma unor plăci, fracturi, traumatisme, întorsiori, contuzii suferite. 19 sălăjeni au avut hipertensiune arterială, 12 s-au plâns de probleme cauzate de gastrită, gastroduodenită, enterocolită gastroenterocolită, iar 14 pacienți au devenit mămici după ce le-a fost declanșat travaliul. În perioada 80 mai, 4 persoane au fost transportate la UPU suferind de politraumatism prin agresiune, iar 2 persoane au fost tratate după ce au fost victimele alcoolului.